Bună ziua și bine v-am găsit! Cu voi astăzi X-Force 667. Pentru astăzi vă prezint Resident Evil Village. Resident Evil Village este un joc video horror survival dezvoltat și publicat de Capcom. Este continuarea jocului Resident Evil 7 Biohazard. Povestea jocului îl urmărește pe Ethan Winters, care după o întâlnire decisivă cu Chris Redfield se regăsește într-un sat plin de creaturi mutante. În Transilvania. Acțiunea jocului are loc în România, în Transilvania. Printre creaturile mutante se regăsesc vârcolaci și vampiri. Rolul lui Ethan Winters este de a o găsi pe fiica lui, Rose Winters, care a fost răpită. În joc apar monede în limba română, respectiv lei, cuvinte în limba română cum ar fi ciorbă de legume, și atmosferă foarte creepy. Satul este sprijinul principal pentru elementele horror, survival, dar stilul jocului este orientat mai mult înspre acțiune prin comparație cu predecesorul său. Resident Evil Village include și un mod multiplayer. Jocul a primit în general recenzii favorabile. Resident Evil Village a fost lansat la data de 7 mai 2021 și prezintă cerințe de sistem large, High System Requirements, pentru a fi jucat pe minim. În 1080p cu 60 de frame-uri pe secundă aveți nevoie de un Intel i5 7500 sau AMD Ryzen 3 1200 quad-core, ambele sunt quad-core, cu 8 GB de RAM, o placă video Nvidia GeForce GTX 1050 Ti cu 4 GB placa video sau AMD RX 560 cu 4 GB placa video DirectX 12. Și acum o să vă arăt ce este în legătură cu aceste setări. Deci aceste setări vă oferă o performanță foarte bună pe Prioritize Performance Mode în 1080p cu 60 de frame-uri pe secundă pe această configurație de computer. Și pentru a juca pe Prioritize Graphics Mode aveți nevoie de un Intel i7 8700 6-Core sau AMD Ryzen 5 3600 6-Core cu 16 GB de RAM, o placă video Nvidia GeForce GTX 1070 de 8 GB video RAM sau AMD Radeon RX 5700 cu 8 GB video RAM, DirectX 12 și Windows 10 pe 64 biți. Vă oferă 1080p 60 FPS-uri pe Prioritize Graphics, iar pentru maxim în 1080 Ti de 11 GB e suficient în 1080p, iar în 2K și 4K aveți nevoie de un RTX 2080 Ti și un RTX 3090 dacă vrei 120 FPS-uri 4K pe maxim fără nicio problemă. Așa. Cerințele fiind spuse, habar nu am ce cere pentru a fi jucat în 1080p cu 30 FPS-uri sau în 720p cu 60 sau 30 FPS-uri, pentru că cerințele minime sunt făcute pentru 1080p 60 FPS-uri pe setările astea. Acum o să vă prezint setările mele. Desigur, eu nu joc pe niciun preset, nici pe Prioritize Performance, nici pe Prioritize Graphics, dar joc pe niște setări foarte cool, în full screen, 1080 pixel, 60 de FPS-uri, 60 de Hz, refresh rate, dar frame rate-urile blocate la 120 de către mine, sincronizare verticală on, rendering mode interlast, image quality 1, Fidelity FX CIS off, că pentru AMD și pentru a reduce din calitatea video și a crește performanța pe plăcile video AMD, anti-aliaging FXA plus TAA, variable shading off, intenționat am pus off pentru că nu folosim niciunul din preseturile oficiale, texture quality high 0.25 GB, texture filter quality high, anisotropic 16, mesh quality high, ray tracing pe off, GI reflection pe medium nu putem schimba, like reflection tot pe medium nu putem schimba, ambient occlusion SSAO, avem două categorii SSAO și Fidelity FX Cacao, Fidelity FX Cacao reduce calitatea video foarte mult, dar crește performanța, nu avem nevoie de așa ceva. Screen space reflection on, volumetric lighting quality high, subsurface scattering on, shadow quality high, contact shadows on, shadow catch on, bloom on, lens flare on, film noise on, depth of field on, less distortion on, chromatic aberration. Deci practic pe high în 1080p cu 60 de FPS-uri, cu 120 mai exact, dar e blocat la 60 de Hz. În fine, practic 60 FPS-uri în 1080 pixeli cu un consum mai mare decât îmi citește oficial, dar eu n-am 3,92 GB, am 4096, numai că, no, și de-aia pot să consum mai mult. Oricum, foarte bine arată.
Setările audio sunt acestea, să pornim și muzica are un rol foarte important în joc. Creează o atmosferă creepy, setările de cameră, controlele, imediat uitați astea. Și imediat o să intrăm în story. Bineînțeles, vă prezint controlele. Așa. Și acum o să intrăm în storyline, dăm new game casual. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Lol. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Village of Shadows. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. Okay, It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Bun. Hai să explorăm să vedem ce e aici. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Bun. Took forever to pick these wipes. Okay. Once things warm up, we can go for a walk. Hey! Keep it down. Just making sure it's locked. There, there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you.
Are toate. Aici baia. Mia's medication. She's been on a strict regimen ever since the incident. Ok. That's alright, no problem. Bă. Acolo e foarte mult dar și plin de praf, nu e bine pentru Rose. Haideți să o ducem la ea în cameră. Almost there, honey. Da. Uite. Punem în pătuțul ei. Dă-o-n puiuț. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Bun. Să vedem ce e aici. February 6, 2021. Mia and I had another fight. I accidentally mentioned what happened 3 years ago and she blew up at me. We finally settled down in our new life in Europe and can bring Rose up properly. But I still feel like a part of me is trapped in that hellhole back in Louisiana. Ok. Suntem în Transilvania, în România. Mia gătește ciorbă de legume. Da. I know Mia doesn't like to talk about it, but we can really just forget everything and pretend it didn't happen. Shouldn't we face what happened there so we can live our lives with Rose without it hanging over our heads? We owe her that much at least. I know Mia knows this too. She wouldn't have exploded like that at the hospital if she didn't care. O să dăm și peste Castel Dumitrescu. Sau Dimitrescu, mai corect spus, Castel Dimitrescu este o zonă unde e plin de vampiri. Mai ales Lady Dimitrescu. Name Rosemary Winters. Greutate 6.57 kg, înălțime 62.3 cm. Screenings, hearing, vision, touch, reflex test. All results show no issues. Patient is in good health. Other notes, results for additional fungal pathogen test will be provided by BSAA. Applefield Memorial Hospital. Oh, right. Rose is fine. Jucăria preferată a lui Rose. Drăguț. Gun Survivalist. A heavy firearms manual. Really you're not paranoid. Manual for field combat situation by Joseph Kendo. Drăguț, poze de la nuntă. Mia și Ethan. Winters. Așa, uite, când era însărcinată la ecografie, îi se va spune că va avea o fetiță, așa, poze de album, uite. Uite-o pe Rose în spital când s-a născut. I wish it could stay like this forever. Da. Și v-ați mutat în Transilvania, în România. Iată. Frumos. Drăguț. Și acum haideți să intrăm un pic la display și să vă arăt un pic, vedeți, display area, așa, e ok, fără HDR, sRGB. Merge foarte bine așa. Aici am fost, hai să vedem ce mai putem explora pe aici. Pe lângă baie. Aici, uite. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Da, până începe să umble, trebuie. A historical look into the architecture of Eastern European castles and keeps by George Trevor. All right, no problem. Curtain close on the Dalvi gas incident.
The committee completed their investigation on the 18th into Dolphy toxic gas leak in Louisiana in 2017. They concluded the deaths were caused by a leak of natural gas that had built up in the mud rock under the area. Amu și-a analizat tot, bineînțeles. Jack Becker, 57, and his family who were exposed to the gas perished. Adam Winters and wife were also believed to have been nearby, but their current whereabouts are unknown. Da, Modus Crestrit, Redfield in Transylvania. The entire area has been closed off by officials who believe it will be at least 10 years before the era is habitable again. Wow, 10 ani! Până când locul ăla... Da, 10 ani va dura până când va fi habitabil din nou. Bă. Hai să mergem. Coborăm un pic să vedem ce-i jos. Hai să vedem ce aici. Rose's food, February 6th, rice cereal, banana puree, 7th, sweet potato puree, boiled spinach and cream, eaten, don't give her any sugar or honey, and no mushrooms. Alright. No mushrooms, understood. Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Nice. Drăguț. Bravo ei. Jazz albums you are never able to get when you were young. Nice. Iată, desene animate la televizor. E relaxant și plăcut jocul ăsta, bă. Nu văd nimic horror până acum. She's asleep. Da, o monitorizez. Rose the diaspora, she started, what? To outgrow them. Alright. Hai să opresc TV-ul. Or consumă curent de pomană. Ok, amintire cu noi. 3 years ago. I couldn't even imagine something like this would happen. Uite. De când era însărcinată Mia. Oh, Mia. What a miracle. Mom got you another new book? Fine, putem explora toată locuința așa. Acum să hai să mergem la Mia să vorbim cu ea puțin, să vedem ce face. Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's ciorba de legum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. That's the most important. Now, everything's gonna Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- What the fuck?! Mia! Get down! What the hell?! Wow! Oh my god! Holy crap! Oh, God. Chris? What the fuck? Hell? Sorry, Ethan. No! What? I there, we may. Why? A
începe coșmarul. Bă, ce disturbing a fost scena aia, bă. Go move! Și asta e disturbing, bă. Ce naiba face cu copila? What the hell you doing with my daughter? Package secure. Sir. Package? Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Get him. Bă, ăștia nu sunt normal, bă. Ce pui mei? Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Mă așteptam să rulez atât de bine pe ame de bulldozer. 6 core fix. 6100 la 5 GHz. Și GTX. 1050 Ti la 2000. Matter. Foarte tare merge. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Dar sunt probleme inclusiv pe seria RTX pe jocul ăsta. I have to take this. Mulți au raportat în comentarii pe forum pe Steam. Și mie mere Halo ăsta pe asta. Hai de capul meu. Adică minim cere Ryzen 3 și recomandat Ryzen 5 6 core și mie mere pe fix pe high, bă, în 1080 pixel. Bă, epic. Hai de capul meu. Și frame-urile pe 120, bă. Hai de pâine. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Bă. Fuck. What the hell happened here? Bună întrebare, bă. Uite. Mission objective. Eliminate target, recover body, secure Mary Winters and Ethan Winters, move the two Winterses to the sea for further investigation and at least two transport officers to accompany them. LOL. Bă, stai mort aici. Asta e răsturnat. Ce să dau seama ce se întâmplă. Bă. Ce cu ăsta? Ce s-a întâmplat aici și cum de eu am supraviețuit la toată chestia asta? Cum spuneam, 16 GB RAM DDR3 3200 MHz overclockată de la 2600 și ceva, e incredibil. Nu mă așteptam să meargă la ce cerință de sistem are jocul. Adică e recunoscut ca fiind high system requirement și uite cum merge. Nu zici că aș avea cerințele recomandate să-mi bag. Și procesorul e vechi de 10 ani, din 2011 și uite cum duce Resident Evil Village. Bă, tăticule, bă. Totuși, 6 core, jocul e optimizat pe 6 core, dar pe i7 8700 și Ryzen 5 3600, care au 12 thread-uri, totuși a mea are 6 thread-uri. Și totuși merge în halul ăsta. Îmi place. Și cât un Tentor. Ok. Ai! Ai! M-am înțepat hârbârea și îmi sângerează, bă. Nu-mi place deloc. What the fuck is this?
Nu-i nicio problemă. What the fuck? Voi vedeți cum arată. Bă, are mațele pe afară, pline de sânge. Ciori! Omorâte pline de sânge cu mațele pe afară, bă, ce disturbing arată, bă. Haide, pana mea, bă. Aici e clar, deci e... vrăjitoare care practică magie neagră. Asta e magie neagră de categoria grea, să omori așa pă, să le îmbraci împrăștiate organele și sângele. E ritual de magie neagră care invocă entități demonice și diabolice. Sunt vrăjitoare draconiene, sunt cel mai probabil, altfel nu mi-e explic de ce ar face chestia asta. Bă. Și invocă entități diabolice și demonice care îi transformă pe ceilalți în vârcolaci. Deci nu, aici e magie neagră, clar, ocultist, satanist, lipsește pentagrama cu sânge pictată și pe lumânările, cele 5 lumânări la fiecare colț. Și chipul lui Baphomet lipsește, bă, dar aici clar e satanism, uite. Fii atent, e spânjurată, deci omorâtă, scrijelită, umplută de zăpadă, scoasă mațele, lăsate să târne așa, plină de sânge. Și spânjurată de copac, deci aici clar e magie neagră, uite, așa se practică. Se practica pe vremuri, ritualurile de magie neagră, pentru invoca demoni și al diavol și alte entități, cum ar fi Arhon, de exemplu. Bă, ca să se transforme oamenii în tot felul de arătăni. Uai de capă, bă, ce scârbos, uite, asta e ruptă în două. Uite, cu mațele pe afară și cu inima și cu toate scoase, așa, bă. Uite cum arată spânzurate cu toate mărântaie la târnând. Disturbing. Bă, creepy și disturbing, AF. Uite, uite la aia. Bă, asta încă-i vie, bă! Bă, asta e vie! Și spânzurată în stil ritualic, bă, dar nu poți să te eliberezi. Deci aș da drumul, bă. Haide, pana mea, uite cum face. E lăsată în agonie, să urle, să sufere. Bă, ce brutale s-a fac. Fricioarele, haide, pana, lasă, bă. Bă, o găurit-o efectiv, da, de ferește. Bă. Eulă, bă, uite, sânge. Și pe... Ai de cap, deci după ce o omorât-o și o scos organele și o rupt în bucăți, așa, au pictat sânge pe stâncă, încă-i proaspăt, uite. Și... naiba să aude, bă, uite urmă de sânge pe sol. Bă... ce pana mea să aude și... ce e aici? Bă! Ala era vârcolac, bă! Așa cred. Uite, are, da, sânge pe stâncă. Băi, rănit, înseamnă. Bă, dar sunt vârcolace aici, băi. Ce naiba? Unde ajungem? Hai, ce atmosferă are. Se trec toate apele, bă. Toate apele te trec pe jocul ăsta. Ok, casa asta e părăsită, pare a fi și bântuită, nu doar părăsită. Bă! Holy crap, sânge pe scări! Și merge, ai de pui mei, inclusiv pe ușă, pe margine. Da, deschide chestia asta. Ok. Bă, tăticule, bă. Uite cât sânge pe marginea ușii și pe scări, bă, ai să-mi bag. Vedem ce găsim aici, bă. O funie de alea de spânzuraciori, bă! Ce dark, bă! Deci aici e funie încă rămasă pentru spânzuraciori, după ce le scoți organele afară și măruntaiele! Bă! Hai să vedem. Nu merge, bă, dar apa e stătută și stricată în interior și plin de mucegai și e grasie pe pereți, bă! Ce e aici? Holy, și sânge pe masă, încă picură și picături de praf. Un pat. What the fuck? Fantome, bă. Spirite. Nu m-ar mira. Hai mai întâi să vedem ce pe aici în totalitate. Aici am văzut. Bun, hai să mergem pe acolo atunci. Aaaa.
împoiată și ăsta e împoiat sau e viu? Adică e viu, e mort, decapitat, cred că e împoiat la cum arată. De-aia, da, am văzut destul de ciudățenii în jocul ăsta, că ce, nu mai știu ce să cred. British breakfast. Glumesc. Banane stricate și fructe mucegăite. Când aia ce lipsesc de aici, bă? Plantă stricată, uite cum arată. Ce-s astea? Astea sunt usturoi cumva? Bucăți de căței de usturoi stricați puși pentru a alunga demonii și spiritele rele? A, așa cred. Ce-i asta? Bă! Nu cred, lol. O icoană cu Isus, dar nu chiar Isus, e Dark Jesus, bă. E Dark Jesus, uite. E anticristul, bă, e satanică. E satanizarea icoanei cu Isus. Vai de capul meu, ce scrijelită e și ce mâzgălită. Deci, parcă te duce la loto și ai cumpărat un bilet câștigător și trebuie să scrijelești pentru a afla dacă e câștigător sau nu. Cu ce o scrijelit icoana? Cu ce instrument și de ce a făcut asta? Bă, ce creepy arată. Isus satanic. Bă, ăsta e anticristul și asta sataniști în localitatea asta, în comuna asta, în satul ăsta, ce-o fi? Bă! Puii mei, bă. Ce-i cu simbolul ăla satanic pe perete și ritualic? Bă, cum arată? What the fuck? Și mă bate din dulap, bă, și plin de sânge. Ai de pui, băi, bă, picuri de sânge, cred că și de pe mine, de pe mâna, de cum am tăiat, da. De unde sângele ăla pe dulap, să-mi bat picioarele? Ai de pui, băi. Nu, nu, nu. A, un șobolan. A, m-am speriat de pomană. Să-mi bat picioarele. Și ce cu sângele pe cutia aia frigorifică, bă, pe la aia frigorifică mică, bă. E... fucked up. Asta și fuck. Is anybody there? I don't like it anymore. Ce-a fost aia? Frățică, nu-mi place cum a sunat asta. E cineva aici? Bă. Bă, și aici e numai sângele ăla, ai, care duce în pivniță și eu trebuie să mă târăsc pe sânge proaspăt, bă. Bă, tăticule, bă. Sânge proaspăt, m-am mâzgălit peste tot cu el, era pe jos. Toate capul meu, bă. What's it all this? Haide, pana mea. Bă, cum arată totul. Hai să vedem ce e aici. Ok, să închidem chestia asta. Bă. Ce naiba? O rup din temelii tot peretele, bă. Credeam că le-am văzut pe toate, dar asta abia e începutul. Uite, de astea de spânzurătoare. Dar nu-i, bine că nu-i nimic spânzurat de ele. Hai să mergem. Nu știu ce e asta și ce ne așteaptă dincolo, dar... Where the hell am I? What the fuck? Uite castelul Dimitrescu, bă, acolo sunt vampiri. Bă, cum arată satul ăsta? Uite, omoară acolo, case, bă... Disturbing și creepy, foarte apocaliptic. Hai să vedem ce e aici. Coborâm, coborâm, coborâm. Wow. Bă, dar rulează foarte bine. Uimitor de bine chiar. Bă, uite la sângele ăsta, bă, ce o făcut la cal, bă, uite cum are ochii. I-a scos ochii afară, bă. Și fii atent ce l-a mutilat, bă. Ai de pana mea, bă, să mutilez calul în salul ăsta, să-l umpli de sânge, bă. Bă, tăticule, bă, și e proaspăt, amestecat cu săpadă. Nu-mi place deloc ce văd aici. Ouă sparte pe jos, bă, uite, amestecate cu sânge și cu apă, bă, ai de pui mie și cu zăpadă. Uite, bă, ouăle alea sparte, putrezite acolo și usturoi putreziți pentru a aloga spiritele rele, bă, ce casă. De asta mai au bunicii noștri pe la țară, dar uite, și tricolorul se potrivește. Numai mașinile nu se potrivesc, tractoare de-astea americane nu se potrivesc cu decorul. Uite, să-ți arăt, uite.
Se vară, de fapt, nici. Mașinile sunt americane, nu se potrivesc cu decorul, dar în rest, casa, da, se potrivește. Și usturoiul ăla la geamuri, hai să intrăm să vedem ce pana mea e aici. Maybe they're out? Hai de pana mea, mâncarea asta e stricată, întinsă așa, sau e proaspăt, habar n-am, dar întinsă pe masă așa și fugea de-a sparte, ce scârbua să arată, numai poftă de mâncare nu ție, uite, asta e proaspăt, nici. Ia să fum încă din ea. N-am nimic încă ca să pot să deschid. Bă, ce naiba, o rup din temelii. Bă, asta fii atent. Ai de poana mea, sânge-n pat, uite. Sânge pe perețe, grasie, mucegai, leac. Bă, și icoana cu Dark Jesus Anticristu. Asta nu, măcar nu-i scrijelit așa de taie, e mai învechită. Bă, tăticule, bă. Ai de puime cum arată totul aici. Nu mai zic nimic, bă. Creepy, F. Da. Bă! What the fuck? Bă, voi ați văzut aia? Sau mi s-a părut, am eu vedenii. Era un cadavru tras acolo, bă. Ce foana mea, hai să intrăm pe aici. Trebuia să fie ținute animale, cred, da. What the fuck, vârcolac? Ala era cumva un vârcolac? Sau mi s-a părut mie? Nu e nimic aici, uite. Nu știu cum funcționează chestia aia. Sânge în carul cu fân. Ok. Frățica nu e a bună. Sorry. Nu, no, tentor. Nu pot intra. Vedem un pic ce prin satul ăsta, bă. Nu pot să cred ce naiba e aici. Buda comună. Încuiată, pui mei. Hai să vedem ce în casa asta, bă, rău, și-au ce-a mai rămas din ea. Bă. Conducta de apă. Ok. Bă, jucăria lui... Ai, jucăria preferată a lui Rose. Ai, Rosemary. Mamă. Ce naiba, bă, ce caută jucăria ei aici, bă. Ha, car cu fân, dar nu e o problemă. Un tractor, dar ăla e american, din păcate în România nu avem astfel de tractoare. Nu există la noi în țară astfel de Bă! Capete de țap reale tăiate și spânzurate, bă! What happened? Holy cow, bă! Bă, repet ce am zis la Resident Evil 7 Biohazard, îmi amintește de Baphomet. Numai o pentagramă lipsește cu sângele animalelor sau sângele de oameni cu 5 lumânărele în fiecare colț. Bă! Țapul lui Mendes, uite, proaspăt tăiat, încă picură sânge din el și decapitat și spânzurat, bă! Țapul lui Mendes, Baphomet, chipul lui Baphomet, e satanic, bă, ce e aici? Asta e ritual de magie neagră, satanist, băi! Workshop, ceremonii, sai graveyard. Ai de pui, mi-e și asta cum e. Fund distrusă, bă, cât de creepy arată. Hai să vă mai arăt un pic, tractor de ăsta nu există în România. Deci noi n-avem în Transilvania așa ceva. Nu știu ce caut acolo. Da, asta-s creepy, tată. Ai de puii mei, mi-amintește de Baphomet și satanism și sacrificiile umane ale alora. Bă, cam e așa. Ce? Lock due to missing homeowner, alright. No problem. Și ce ai vrea să facem aici? Uite aici cotețul unuia. It's locked. Hai să intrăm înăuntru. Bă, se deschide ușa singură. Sunt fantome pe aici. Ce pana mea. A, uite. Cuțit. Mersi, mersi. Bun. Aha. Bun. Avem până acum astea. Thank you.
Did they just run out of the house? Mai e putrezit acolo. Fă și mâncarea și tot ce e aici, cam putrezit. E bine că avem cuțitul ăsta. Ce-s cu capete, craniile astea de animale spânzurate acolo, tot semn satanist. Hai să vedem ce e aici. No, no, friendly. Holy friendly. Shit. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? What the fuck? Bă, cât de bine arată jocul, mă. Oh no. They're coming. Vercolaci. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Oh my god. Dă-mi asta. Take it! Take it! Help me. What the fuck is out there? Hey, are you listening? Hey! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Frățică, bă. Bă! Cadavre, bă. Dead body? What the hell? Wait, there's more. Bă, e creepy rău ăsta. Să-mi bă piciorul. Fii atent cum arată tot aici. Jesus Christ. I-a omorât pe toți, bă. Du-te, bă, de aici. What the hell is bă, ăștia se transformă în vârcolaci, bă, tăticule. Da, cadavre. Toți sunt morți, bă, tăticule, bă. What the fuck? Bă, frățică, bă, ce-i asta? Ce creepy ai, bă! Ce disturbing, bă! Ai de pana mea cum îmi arată mâna, bă! What the fuck was that? Oh my god! Fărcolat, bă, mi-a rupt jumătate din podul palmei și două degete, bă! Ai... Bă! A, nu-mi place deloc cum arată chestia aia. Hai de pui mei, bă! Bă, dai bine, hai să-mi bag. Bă, ce creepy-o fost asta. Dă-mi asta. Așa, mă-ntorc. Bă, tăticule, bă. Asta a fost foarte disturbing. Bun, tăiem lanțul. Și continuăm. Bă, urma aia de labă de sânge. Ok. What the fuck, bă, i-a zăzut aia, bă. Tras cadavru în interior, bă. Ce naiba e aici? Ok. Vai de capul meu, bine că mai am forță să mai dau asta. Ce e aici? Nimica. What the hell? Sânge din tavan, ce n-ai, bă, bă? Bă. Acum chiar că... Bună. Nu știu ce să zic, tăi, bă. Hai să vedem un pic, ce putem să craftăm. Lasă-mă așa, frățică. What the fuck?
foi ainda pra entrar van. Ce acolo, fii atent. Nu. Hai. Uită-mi asta la o parte. Ce naiba, băi, tot e blei cu jocul ăsta. Tato. Bă! Is it over? Da. Spera. Pornit ăsta. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the field. Dacă știu eu unde e Louisa's house. Survivors, supraviețuitori, auzi? Hai și ieșim de aici. Pui mei, frate. 120 de lei, uite. Găsiți așa random. Bine, hai să o luăm pe aici, să vedem. Nu putem. Bă, da, pe aici ar trebui să putem. Și dacă și văd și... A, bă! Vedem ce e acolo. La, cum stă? Un vârcolac, mă sperie. La ăștia, fii atent, frate, fii atent. Și fii atent. Gata, frate. Okay. Asta. Damn it. N-avem... Hai, n-avem glanțe. Pentru shotgun avem nevoie de glanțe. Bă, ce cum îmi arată mâna, băga mea și picioarele în capul lor de monstruzități. Avem undeva glonciu de vârcola, când nu trag, le atrag spre mine dacă trag. Bine. Încerc să nu fac mare. Uite, fii atent. Nu, ce-i aici? Îți bagi joc de mine, frate? There's no end to them. Dă-mi aia. Dă-mi așa. Du-te, bă, de aici, lasă-mă, frățică, în pace. Bă! Du-te-n vizita, mătii. Ce pui mei acolo? Da, încarcă. You're kidding me!
Ce naiba e aici? Nu trebuie să-i împușcăm pe toți ăștia, ce e aici? Ce naiba e aia? What the fuck? Bă! Doamne Dumnezeule, nu te apropia de mine! Posedat ăsta. Ca și restul, de parcă restul n-ar fi posedați. Hai de pui mei. Fărcolaș călare cu oameni în suliță. Bă. Bă, mi-a intrat asta în picior. Și mai am și rara aia la mână, uite cum arată, că toți dracii și în picior. O suliță. Bă... Bandajează-te așa. Haide, pui, băi, cum arată aia. Bă... Vrăjitoare draconeană, fii atent, asta practică magia neagră, satanism. Bă... E creepy rău jocul ăsta. Hai să-mi iau pistolul. Merg mai repede. Blocat. Bun. In life and in death, we give glory. What the fuck? Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. Asta practic, asta o răstignit, mă rog, o răstignit, o răspânzurat acele ciori și le-a omorât pe toate, uite. The child's father. Child? Satanistă, vrăjitoare draconiană, practicante de magie neagră. Ai, ce ochi are, uite-te în ochii ei numai. Mother Miranda, asta e cult satanic, bă. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming. No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming. Again. Basta, e psihopată, satanista asta. Rose is here? Ce practici ai. We disturbing un pic. Pic mai mult. Bă, am intrat într-o... Am crezut că e mănăstire, bă. E ce cool satanic să practica satanism. Uite, mulmânările alea așezate. Sunt un simbol dubios. Ok. Ce aici?
Oh, great Lycans, the fabled monsters, wolves of old. Maybe they come to eat our flesh, maybe they come to tear us apart. Bă, ce creepy sună aia. Uite harta. Așa. Wow, West, Old Town, East Old Town, Maiden of War. Bă, avem hata sătucului. Îmi pare ok, liniștit locul până acum, foarte între ghilimele. E creepy un pic, bă, un pic mai mult, ce sulurările astea sezate aici și cu simbolurile alea. Stai un pic, icoane! Varianta satanistă a lor, uite, Fecioara Maria cu pruncul Iisus, varianta dark, Fecioara Maria arzând în fălăcări, bă, icoană cu copacul original, bajocorit, Iisus cu aripi de demon, Dark Jesus, Anticristul și toate bidurile, bă, ce creepy arată și acolo un demon cu aripi așa. Ai de pana mea, băi. Dude. Și aici ce-i? Bă. Aia da, statueta asta e dubioasă. Bă, chipul lui Baphomet! Ăștia sataniști aici, bă! Uite. Scut cu chipul lui Baphomet, sapul lui Mendes. Băi. Nu cred, doamne ferește. Bă. Nu e ok, tu. Ce e acolo? Ce e aici? Uite un țap, bă. Ce că... We offer these goats of warding to protect the village from it and its people. And any who break them shall feel Mother Miranda's wrath. Țapul lui Baphomet, bă, nu Mendes, să te tragem, să simțim ratul lui Mother Miranda, să vedem unde e ratul ei. Pe aici nu putem merge, nu. Ai de pui, mai aici un cimitir, bă. Așa pare. Și aici? Bine, am... Tot nu-mi place chipul ăla lui Baphomet acolo, dar bă... Arată creepy. Morminte. Hai să vedem ce e aici. Dar nu putem intra pe partea alaltă. Nu cred. Că ne lasă. Aici e... Castle Dimitrescu. This leads to the castle. Mhm. Ok. Nu știu ce a fost asta. Mănăstire, dar... Bă, chipul lui Lady Dimitrescu. Fii atent, un simbol satanic aici. Maiden chest, da. Și icoane bajocorite. Ficele lui. Să mă rog, ce fi aia. Bă, aia e fica lui. Uite, ce e ăsta? Cine-i sulache ăla? Bă... Dark Jesus, Anticristul. Și simbolul tradițional și icane barjocorite. Te văd de aici. Stai creepy, e jocul. Hai să mergem să... Avem undeva chestie de salvat aici. Cred că avem safe system, nu? Mhm. No data. Foarte bine. Ok. Fain că am început să-l filmez pe YouTube. Hai să mergem să punem ăsta. Că am găsit o chestie. Mă rog, ce-o fi asta? Cum adică it doesn't fit? Așa. Now it's fitting. It's fitting, ok. That's alright. Hai să mergem să salvăm. Bun. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, subscribe și comentariu. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem data viitoare. Îl lăsăm un pic să treacă, să fie o oră fix. Nu 59 de minute. Așa.